Știai că europarlamentarul Vlad Botoș este milionar cu hotel în Spania? Dacă în 2019 încasa puțin peste 100.000 de lei, la finele lui 2022, declarația sa de avere arată încasări de 980.000 de lei. De altfel, pe un document depus de USR la Autoritatea Electorală Permanentă, Vlad Botoș apare cu cele mai mari sume de bani direcționate către partid.